Domnule Câțu, aroganța nu vă ajută la nimic. Dimpotrivă, reveniți pe pământ. Opriți sarabanda împrumuturilor. Ajung atâtea generații de sacrificiu. Totul e wow într-o Românie fantastică în care trăiți dumneavoastră. În realitate, prețurile au crescut de la materiale de construcții la benzină. În realitate, viața e din ce în ce mai grea. PSD și AUR au insistat că România nu merge în direcția corectă și au făcut apel la parlamentarii puterii să voteze moțiunea. Dar toți au respectat decizia coaliției, așa că moțiunea de cenzură a picat. Astăzi am arătat forța care o am în partid, pentru că niciun parlamentar al Partidului Național Liberal nu a votat moțiunea de cenzură așa cum am hotărât. Coaliția este puternică și va guverna până în 2028, a spus premierul, care a promis reforme și împrumuturi pentru investiții, astfel încât România să ajungă din urmă statele europene dezvoltate. Guvernarea merge foarte bine. Coaliția este puternică, este unită și pregătită să guverneze cel puțin 8 ani de zile de acum încolo. Alimentele sunt ieftine, puterea de cumpărare crește. Crește și consumul. Românii sunt mai fericiți. It's that simple. Guvernările PSD sunt cunoscute, din păcate, pentru sărăcia cruntă în care își țin alegătorii. Avem nevoie de 10 ani de dezvoltare continuă. Iar aceste 6 luni sunt primele luni din acei 10 ani. România, în momentul de față, are nevoie de stabilitate. Guvernul actual nu face altceva decât încearcă să funcționeze la normal în condițiile provocărilor aduse de pandemie. A fost prima moțiune de cenzură depusă împotriva cabinetului condus de Florin Câțu, învestit în urmă cu 6 luni.